aflat de program când eram anul 2 în facultate. Eram voluntar într-o asociație studențească. Am venit să prezentăm programul altor studenți. M-am îndrăgostit și eu de program. În anul 3 am aplicat. Am și intrat, iar pentru mine diferența pe care o face Coca-Cola HBC este faptul că este un lider în industria din care face parte, și acest fapt îmi confirma într-un fel că vin și învăț de la niște profesioniști. Aici e destul de simplu, n-am ales eu pe Alina, Alina a venit singură la noi în departament și a făcut foarte bine. Umorul colegilor, îmi place că este un mediu deschis în care, indiferent de cât de stresantă și cât de multă presiune este într-o anumită situație, se poate face haz de necaz și până și sarcasmul meu este înțeles de cele mai multe ori. Cu perspectiva nouă, în primul rând, pentru că tot timpul, în cel mai multe dintre situații, vine cu unele lucruri noi la care nu te-ai fi gândit în mod obișnuit. Cred că echipa s-a obișnuit foarte repede cu Alina. Avem avantajul că suntem o echipă mică, ceea ce înseamnă că oamenii se obișnuiesc destul de repede când vin la noi în departament. În afară de asta, cred că nu am făcut nimic deosebit în afară de a ne purta normal și a încerca să o ajutăm acolo unde avea nevoie să se obișnuiască, fie cu activitățile, fie cu echipa, pur și simplu. Ziua Voluntarilor Mici, un proiect realizat de Coca-Cola HBC împreună cu Tășuleasa Social, un proiect care adună 23.000 de elevi care timp de 10 zile colectează plastic la ei în case. Cred că mentoringul este ceea ce ajută foarte mult în situații de genul ăsta. Ajută oamenii noi să se integreze și în același timp ajută oamenii noi să învețe mai multe despre companie și despre colegilor. Relația cu colegii și modul în care colaborăm, am ajuns să-i cunosc mult mai bine, să ne înțelegem din destul de puține cuvinte, uneori chiar doar din privire. La Alina e simplu, în primul rând departamentul. În al doilea rând, cred că a crescut destul de mult complexitatea în sarcinile pe care le face și în afară de asta, cel puțin în cazul Alinei, se vede o dezvoltare semnificativă față de anul anterior, adică progresul este foarte mare față de ceea ce a fost în anul anterior. Lucrez pe proiecte foarte, foarte diverse și interacționez atât cu colegii mei din intern, cât și cu mediul extern, cu media, cu agenții de PR. Sunt parte din generația Z, iar oamenii de aici valorifică acest lucru și încearcă să construiască proiecte și un business care să se aplice nevoilor tinerei generații. Lucrez în comunicare și unul dintre lucrurile de care mi-este foarte teamă este să ajung să mă obișnuiesc doar cu ideile bulei în care trăiesc eu, cu ideile oamenilor pe care îi cunosc sau cu ideile la care am acces cel mai des. Ceea ce aduce un management trainee este tocmai această perspectivă proaspătă, ideile noi. Te face să ieși din zona de confort și să vezi ce gândesc alți oameni sau alte generații. Pentru high five-ul cu colegii și fist bump-ul cu managerul. Cred că în primul rând încercăm să înțelegem, astfel încât să ne dăm seama de ce au nevoie, ce vor să învețe sau ce i-ar ajuta să se dezvolte. Apoi, oricât de clișeistic ar suna, încercăm să le oferim acele experiențe de învățare de care au nevoie pentru a se dezvolta.